Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre arma secretă a lui Elon Musk și planul miliardarului pentru viitorul societății. Haideți să vedem ce armă secretă are la dispoziție. Planul lui Elon Musk pentru viitorul societății este ambițios și, potrivit experților, miliardarul se folosește de o armă secretă pentru țelurile sale geopolitice. Elon Musk, unul dintre cei mai bogați din lume, este o persoană controversată. Miliardarul a fost criticat în repetate rânduri pentru alegerile pe care le-a luat, mai ales după achiziționarea Twitter la finalul anului 2022. În același timp, companiile lui Elon Musk se dovedesc a fi extrem de importante în diferite sectoare. Potrivit The Street, Elon Musk se folosește de acest succes pentru a se apropia de țelul său final. Potrivit The Street, Musk a vorbit în trecut despre planul lui și cum vede viitorul societății. Miliardarul vrea ca oamenii să ajungă pe Marte, pentru că viața pe Pământ ar putea fi pusă în pericol pe viitor. Planul lui Elon Musk pentru viitorul societății implică una dintre cele mai cunoscute companii ale sale, SpaceX. În timp ce mai mulți miliardari au fondat companii axate pe explorarea spațială, unele nu au avut succes. Cel mai mare competitor pentru SpaceX în acest moment este compania lui Jeff Bezos, Blue Origin. Cu ajutorul SpaceX, Elon Musk își poate crea și o imagine pe care și-a dorit-o de mai mulți ani, aceea de salvator. Încerc tot ce pot pentru oameni, a declarat miliardarul în luna martie. A repetat aceeași idee și în luna mai, atunci când un utilizator Twitter a publicat o fotografie în care Elon Musk apărea drept salvatorul omenirii. Pentru a pune bazele acestei imagini, Elon Musk se folosește de o resursă importantă, SpaceX, care a fost numită și arma secretă a miliardarului, anume sistemul Starlink. Acest sistem este important în planul lui Elon Musk pentru viitorul societății. Dincolo de SpaceX, Musk se folosește și de celelalte companii pentru a susține această imagine a sa. Tesla a devenit un simbol pentru un mod de transport mai benefic pentru mediu. Boring Company vrea să creeze servicii de infrastructură menite să prevină traficul. Neuralink plănuiește să permită oamenilor să-și descarce amintirile într-un robot. Și Twitter, cea mai nouă companie a miliardarului, îi permite lui Elon Musk să discute cu populația lumii fără filtru. Elon Musk folosește Starlink și în scopuri umanitare. Musk a folosit Starlink în scopuri umanitare despre care a vorbit public de mai multe ori. Acesta este un serviciu de internet prin sateliți. Sistemul asigură acces sigur și independent la internet, așa că poate fi folosit în zone izolate sau în care există conflicte violente ori presiuni politice. În acest moment, mii de sateliți Starlink se află în orbită, la o altitudine de aproximativ 550 de kilometri. Planul lui Elon Musk pentru viitorul societății de a ajunge pe Marte și de a coloniza Planeta Roșie presupune dezvoltări importante în cazul SpaceX. Pentru moment, Elon Musk a folosit Starlink pentru a ajuta public populații aflate în situații violente ori tensionate. Starlink a devenit disponibil în Ucraina în contextul războiului cu Rusia. Ulterior a ieșit la iveală că Elon Musk a cerut autorităților din Statele Unite să acopere o parte din costurile funcționării sistemului în Ucraina, țară care se confruntă cu un război cu una dintre cele mai mari puteri militare din lume, Rusia. De asemenea, Starlink a fost oferit și refugiaților din Sudan care fug de războiul civil din țara lor. Ne confruntăm cu un număr mare de refugiați sudanezi în Chad. În acest context, compania SpaceX ne-a oferit ajutor sub forma serviciilor de conectivitate Starlink în timpul eforturilor de urgență, a scris pe Twitter Idris Mahmat Ali Abdallah Nasur din cadrul Comisiei Naționale de Reintegrare a Refugiaților din Chad. Nasur i-a mulțumit lui Elon Musk, miliardarul i-a răspuns pe Twitter cu un mesaj din partea echipei Starlink. Acesta susținea că echipa este mândră să susține eforturile umanitare din toată lumea. Acesta este cel mai recent exemplu despre cum Elon Musk vrea să se poziționeze drept un salvator al omenirii.
El realizează acest lucru cu ajutorul companiilor sale și serviciilor oferite, special SpaceX, firma care ar putea duce oamenii pe Marte în viitor. Mai mult, Elon Musk vrea să își construiască și propriul oraș, oraș care se va afla în Austin, Texas, potrivit unui nou raport de Wall Street Journal. Surse care au legături cu Elon Musk și companiile sale susțin că miliardarul achiziționează mii de hectare în Texas. CEO-ul Tesla ar vrea să construiască un oraș în care să locuiască angajații săi. Potrivit raportului The Wall Street Journal, Elon Musk a cumpărat până acum cel puțin 1416 hectare în Texas, în apropiere de Austin. Se pare că orașul va purta numele de Snail Brook, scrie CNN. Aceasta ar fi o trimitere la mascota firmei Boring Company, deținută tot de Elon Musk. Reprezentanții miliardarului ar fi încercat deja să înregistreze orașul Snail Brook. Raportul menționează mai multe documente de la autoritățile locale. La acestea se adaugă e-mail-uri, comunicare din interiorul companiei și interviuri cu localnici și autorității locale. Potrivit acestora, Elon Musk ar vrea să își construiască propriul oraș lângă Austin. De-a lungul anilor, mai multe companii tech au oferit numeroase facilități angajaților pe campusurile lor. Acestea au fost folosite pentru a recruta angajați și uneori pentru a-i motiva să lucreze peste program. Dacă Elon Musk chiar își construiește propriul oraș pentru angajați, ar duce această idee la alt nivel. Potrivit raportului, miliardarul ar vrea ca angajații companiilor sale, Boring Company, Tesla și SpaceX, să locuiască în acest oraș. Aceste firme au fabrici de producție în apropiere de Austin. Angajații ar fi capabili să locuiască în noi case cu chirii sub prețul de pe piață, potrivit raportului. Elon Musk ar vrea să își construiască propriul oraș care ar include peste 100 de case. În plus, ar avea facilități precum piscină și o zonă specială pentru sport. Mai mult, potrivit CNN, un astfel de oraș i-ar oferi lui Elon Musk mai multă putere în zonă. În 2020, miliardarul a anunțat că va muta sediul Tesla și reședința personală din California în Texas. Elon Musk a dat vina pe restricțiile impuse de California din cauza pandemiei. De altfel, Elon Musk are mai multe companii în Texas. În 2022, Tesla a deschis o gigafabrică în Austin, Texas. Boring Company și SpaceX au ambele sedii în Texas. În plus, se pare că reprezentanții Boring Company ar încerca să construiască și tuneluri în Austin. Potrivit documentelor oficiale din Bastrop County, de lângă Austin, Boring Company a cumpărat deja 11 terenuri în apropiere de râul Colorado. Acolo au fost construite case mobile în ultimii 3 ani. Acum se pare că Elon Musk ar vrea să-și construiască propriul oraș. Aceeași entitate, deținută de un director Boring Company, deține terenuri în apropiere. Aici se află clădiri comerciale și rezidențiale, dincolo de pământ destinat agriculturii. Potrivit The Wall Street Journal, echipa lui Elon Musk a vorbit cu autoritățile locale pentru a înregistra orașul în Bastrop County. Autoritățile locale susțin că încă nu au primit o cerere de încorporare. Aceasta ar necesita un anumit număr de rezidenți care momentan nu există. Între timp, se pare că Elon Musk vrea să participe și la cursa inteligenței artificiale cu propria sa companie. Elon Musk lansează XAI, o companie din domeniul inteligenței artificiale, tehnologie pe care miliardarul a criticat-o de mai multe ori. Elon Musk a intrat oficial așadar în cursa inteligenței artificiale cu noua sa companie, XAI, cu scopul de a înțelege adevărata natura universului, potrivit miliardarului. Musk a fost unul dintre primii membri ai Consiliului de Administrație al OpenAI, dar a părăsit compania în 2018. În plus, a fost și unul dintre primii investitori în DeepMind. Chiar dacă Elon Musk va intra acum și în sectorul inteligenței artificiale, el a vorbit despre îngrijorările sale legate de această tehnologie. De fapt, Musk a comparat folosirea inteligenței artificiale cu chemarea unui demon printre noi. Potrivit site-ului web al companiei,
Elon Musk și echipa sa vor împărtăși mai multe informații în curând. Miliardarul va organiza un chat live pe Twitter Spaces. Membrii echipei din spatele XAI provin de la DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research și Tesla, potrivit site-ului web al companiei. Aceștia au lucrat la proiecte precum AlphaCode de la DeepMind și chatboturile GPT-3.5 și GPT-4 de la OpenAI. Cu această echipă, Elon Musk lansează XAI, o companie axată pe inteligența artificială, tehnologia care a atras atenția. Știrile despre startup au fost relatate anterior de Financial Times în luna aprilie acestui an, iar în aceeași lună Elon Musk a oferit detalii despre planurile sale pentru un nou instrument AI numit TruthGPT, în timpul unui interviu înregistrat pe Fox News Channel, adăugând că se teme că firmele existente de inteligență artificială acordă prioritate unor sisteme care sunt corecte din punct de vedere politic. Recent, Elon Musk a anunțat că vrea să creeze o aplicație bună la toate. Elon Musk a înregistrat compania luna martie în statul Nevada, Statele Unite. Decizia a venit în contextul în care miliardarul a preluat conducerea Twitter și a fost intens criticat pentru măsurile pe care le-a luat în cadrul companiei. Anterior, el a schimbat numele Twitter în X Corp, în unele documente financiare de pe site-ul XAI. Compania anunță separarea sa de X Corp, adăugând că va lucra îndeaproape cu X, Twitter, Tesla și alte companii pentru a face progrese spre misiunea noastră, potrivit miliardarului. Prieteni, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!